Căderi de pietre pe Valea Bistriței. Drumul național 17B, care leagă localitățile Poiana Tăiului de Vatra Dornei, a fost blocat, iar utilajele de la drumuri naționale lucrează pentru curățarea drumului. Nu este prima oară când sunt probleme în zonă. În urmă cu un an, drumul a fost blocat mai multe zile după ce un versant s-a desprins din munte din cauza precipitațiilor abundente. Timp de un an s-a lucrat la securizarea versantului, au fost înlăturate stâncile instabile și s-au montat plase. Lucrarea era gata și ar fi trebuit recepționată pentru septembrie. Aseară însă o nouă alunecare de stânci de mari dimensiuni a distrus parțial tot ce se făcuse. Comitetul pentru situații de urgență Suceava s-a întrunit pentru găsirea unor soluții urgente, atât pentru deblocarea drumului, cât și pentru siguranța traficului. Până la reluarea circulației, șoferii pot circula către Vatra Dornei prin Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc sau Iacobeni.